Verificarea documentelor a scos la iveală primele nereguli. Obiectul firmei pe numele căreia se făcea transportul erau construcțiile. Nici pe departe nu avea legătură cu legume și fructe. Una din cei doi acționari nu știa nimic, zicea, a zis că nu mai desfășoară nicio activitate societatea, că nu interesează. A doua surpriză, societatea nu are înregistrat niciun depozit, niciun punct de lucru, niciun spațiu, nimic. Și colaborat cu faptul că sediul societății este la un bloc sau într-un bloc și un tir, respectivul tir aducea peste 20 de tone de legume fructe, am început să ne punem întrebarea unde ajunge. După ce tirul a fost sigilat la intrarea în țară, a pornit spre Târgu Mureș. Comisarii de la Garda Financiară îl așteptau pe destinatar, însă acesta nu a apărut. Se pare că ar fi închiriat tirul și ar fi plătit transportul firmei din Bihor. Valoarea mărfii se ridică la peste 40.000 de lei. N-a sunat nimeni, nici șoferul n-a fost sunat, sau cel puțin nouă nu ne-a declarat că a fost sunat, pentru că noi ne-am luat măsuri de precauție, am ridicat documentele mașinii, mărfii, erau la noi deja, după ce am aflat unde se află tirul. Deci nu putea să riște și nu avea voie, e infracțiune, să rupă sigil sau altceva. Și am așteptat. După orele 14, când am văzut că n-a luat și cu noi nimeni legătura, dar din declarația șoferului nici cu dânsul, am luat măsura confiscării întregii cantități de legume fructe. Cei care au solicitat transportul trebuie să plătească acum o amendă contravențională de 6.000 de lei pentru acte și fapte de comerț altele decât cele aprobate de legile în vigoare. Comisarii Gărzii Financiare au demarat cercetările pentru a afla dacă din noiembrie 2009 și până în prezent reprezentanții firmei au mai comis și alte ilegalități.